ALDE Suceava a prezentat rezultatele unui chestionar realizat în perioada 28 aprilie 5 mai pe un eșantion de 1150 de persoane din Suceava prin metoda interviului telefonic și având o marjă de eroare de 3,5%. Din răspunsurile persoanelor chestionate reiese că sucevenii sunt nemulțumiți de condițiile de trai din orașul lor. 75% ar vrea un oraș mai curat, 77% un oraș modern, 70% spun că Suceava nu este un oraș european, 82% nu sunt mulțumiți de străzi și trotuare, 76% nu sunt mulțumiți de parcuri, 82% de locurile de joacă pentru copii, iar 93% spun că nu sunt suficiente locuri de joacă pentru copii. Creșele, grădinițele și after school-urile nu sunt suficiente. 85% dintre suceveni spun că orașul nu are zone de agrement. 76% că nu sunt condiții pentru pensionari. Actul cultural nu este sprijinit, au răspuns 74% dintre cei chestionați. 61% spun că tinerii nu au un viitor în Suceava, iar 74% sunt nemulțumiți de finanțarea sportului. O singură întrebare are un răspuns majoritar da în chestionar. 69% din populația chestionată crede că trebuie rezolvată problema termoficării prin montarea de centrale de apartament. Va trebui făcut un referendum la nivelul municipiului Suceava, referendum care să-l lămurească pe actualul primar Ioan Lungu, pe cei 23 de consilieri de la PNL și de la PSD, că e nevoie de un referendum, că e nevoie să facem referendumuri de fiecare dată când avem probleme importante, majore pentru comunitate, pentru a afla care este opinia cetățenilor și ca mai apoi cei care conduc această localitate, care vor conduce această localitate, să facă exact ceea ce spun aceste studii în mijlocul oamenilor. Vreau să vă spun că lupta mea la nivelul Parlamentului și la nivelul Guvernului s-a transformat într-o izbândă. Iată, ieri, în cadrul ședinței de guvern, a fost adoptată o ordonanță de urgență care vine în completarea legii referendumului, care hotărăște că este posibil și să dă voie tuturor unităților administrativ-teritoriale să facă referendumuri pe probleme importante ale localităților lor odată cu alegerile locale. Mai mult, din răspunsuri reiese că 83% din suceveni nu-și găsesc un loc de muncă, 77% spun că Suceava nu este un oraș prietenos cu mediul economic, 87% nu sunt mulțumiți de felul cum sunt cheltuiți banii din taxe și impozite, 82% nu sunt mulțumiți de activitatea actualului primar, 77% spun că primăria nu este condusă cu transparență, 85% au răspuns că nu există o viziune clară de dezvoltare urbană, 66% spun că orașul nu are identitate urbană, iar 80% că Suceava nu are viitor cu actualul primar. Avem foarte multe posibilități de a ne crea o identitate clară. Nenorocirea e că nu acționăm în mod unitar, nu ne luăm priorități pe 5, pe 10, pe 20 de ani de acum înainte, acționăm haotic. Săptămâna viitoare veți primi cu toții, prin intermediul presei, proiectul ALDE și al lui Alexandru Băieșanu pentru viitorii 4 ani și de ce nu pentru viitorii 20 de ani de dezvoltare a municipalității Suceava, pentru că în opinia mea, dacă ne adunăm toți la aceeași masă, creăm niște linii de dezvoltare pentru următorii 20 de ani, indiferent cine va fi primar în următorii 16 ani, trebuie să ducă mai departe această idee unitară de dezvoltare a municipalității.